suntem în Republica, Republic House cu Nimrod și cu Andy, doi membri de la formația Masterpiece, și am venit să îi felicităm pentru premiul acordat de Clicks and Bytes, turneul anului împreună cu formația Nymphonia din Ungaria. Spuneți-mi cum ați realizat această colaborare anul trecut? Nimrod s-a ocupat de organizare. Cred că Nimrod ar fi bine să da, membrii formației, cum îi cheamă? Nymphonia. Sunt foarte buni prieteni cu noi, de fapt. Și am pornit la drum din cauza unei idei din astea spontane. Hai să facem o chestie împreună. Și până la urmă s-a adeverit să fie o idee foarte bună, în sensul că a ieșit un turneu bridge unde ne-am simțit foarte bine. Pot să zic că pentru mine s-a împlinit un vis din tinerețe de a avea un turneu adevărat în care mergi zile după zile, multe, multe zile, mergi și ieși pe drum și rock and roll. Mă bucur tare mult că publicul a reacționat foarte, foarte pozitiv și am avut niște concerte cu un public efervescent și cu o atmosferă extraordinară. Și cum au fost concertele din Ungaria? Și în Ungaria au fost 4 orașe, având în vedere că a picat pe, nu mai știu, pe joi, vineri, sâmbătă, duminică, dacă bine știu. Da. Bineînțeles, prima zi, joia, la fel și în România, știi cum e, neavând oamenii timp să iasă în timpul săptămânii, nu a fost chiar așa de reușit, deși chiar și în prima zi au venit oameni de nu știu, de la nu știu câți kilometri, deci la vreo 30 de kilometri, 100 de kilometri au venit. Da. Nu chiar sute, dar mult. Distanță mare și chiar au venit să ne vadă. Și a fost un sentiment de respect din partea lor. În special la Sopron a fost o atmosferă gigantică, un club super de nivel internațional, de zici că erai undeva super în vest. Oricum, Sopron este un oraș cu oameni bogați și nivelul de trai este mult mai mare acolo și oamenii ies și sunt mult mai intelectual, cultural, să zic așa. E pe lacul Balaton? Nu, e înspre... Înspre granița cu Austria, de aceea oamenii sunt mult mai deschiși spre cultură și muzică și să vină, să iasă, deci e un obicei la ei. La fel și la Varpoloto, de unde unul din membrii trupei Nymphonia este de acolo, la fel și acolo, într-un clubuleț mic, dar un pub foarte, foarte drăguț și plin de oameni entuziaști. Per ansamblu Ungaria a fost un concert foarte bun, un turneu foarte bun. Oamenii au reacționat bine, ne-au primit bine, fiind prima oară acolo, bine. Având în vedere că suntem trupă tribut Metallica, au venit pentru Metallica, nu pentru noi. Dar toți cu care am vorbit și din public, chiar și organizatori de concerte sau oameni de la ziare, din mass media, ziceau așa ceva în Ungaria nu există și am fost, din punctul lor de vedere, cea mai bună trupă de cover Metallica pe care au văzut-o ei. Au și ei acolo o trupă sau două de cover Metallica, dar au zis că noi chiar le-am dat clasă. Și în România, la fel, 4 orașe, peste tot am fost foarte bine primiți. Ambele trupe, Nymphonia, au făcut vâlvă peste tot unde am ajuns. Cu repertoriu de piese Nirvana. Da, deci ei sunt trupă de tribut Nirvana și chiar reușesc să redea acea atmosferă a vremurilor în care Nirvana era pe val și exista. Și cred că împreună am făcut o mișcare extraordinară, lucru care ar trebui să se mai întâmple.
nu neapărat cu trupă Nymphonia, cu trupă de cover Nirvana, dar ideea de a pune două trupe de cover în turneu este o idee excelentă. Felicitări din loc! Și de asemenea mulțumim pentru Click Zoom Bytes, care ne-a susținut. Mulțumim, Richard, da, pentru susținere. Fiind la început de drum, chiar am avut nevoie și a contat foarte mult pentru noi ca cineva de la mass media și poate mai mult un prieten să vină și să ne susțină și din punct de vedere al mass media, dar și din punct de vedere financiar pentru reclamă. Și mulțumim foarte mult. Și care sunt planurile Masterpiece în 2010? Eu am observat că n-au fost concerte deocamdată anul acesta încă. Da, după acel turneu din octombrie, Rocktober Tour, doi din membrii trupei, și anume Nimrod și Levi Toboșarul, Lotto Levi, din motive personale și obiective au renunțat la trupă, s-au retras, mai bine zis, din trupă și de aceea trupa a avut o perioadă de așteptare să vedem ce facem mai departe, fiindcă Nimrod și Sobi, cei care au format trupa, e foarte greu să înlocuiești un om de calibrul Nimrod și al lui Levi, fiindcă făcea treabă extraordinar de bună. E greu să găsești oameni cărora să le placă Metallica la nivelul care să poate să și interpreteze acele piese unul la unul. E foarte greu să găsești astfel de oameni. Și până la urmă, Sobi a venit cu ideea de a-i coopta pe doi membri din trupa Voices of Silence, unde cântă și Sobi. Și așa i-am luat pe Dorin la chitară, care mai cântă și cu Vespera și cu Voices of Silence, și pe Adi, care cântă acum cu Voices of Silence. Este toboșarul de la Voices of Silence. Își fac treaba extraordinar de bine, trupa este funcțională, deja avem niște cântări. De 1 mai o să cântăm la Legia Rocks. Cine vrea este binevenit, cu intrare liberă. Vineri, sâmbătă, duminică o să fie un eveniment special pentru Clujeni și nu numai, pentru cei din zona Uedin. Deci Legia este la 15 km de Cluj. O să cânte foarte multe formații din Cluj de rock, printre care și Masterpiece o să prezinte o seară, un recital sâmbătă seara. Și în data de 8 o să mai cântăm în Roland Garros, la un eveniment de un festival de caritate pentru cei nevăzători. O să tot așa o să cânte destul de multe formații cu jene. Și am fost invitat la întâlniri de motoriști, deci încet încet trupa reintră cu noi membri pe făgașul deja deschis, pe drumul deschis, și să sperăm că anul acesta vom reuși să pătrundem mai mult în conștiința oamenilor și a organizatorilor și cred că oferind un show de calitate și la nivel 1 la 1 Metallica, să zic așa, cred că vom convinge că trupa Masterpiece merită să fie văzută și urmărită. Ok, mulțumesc foarte mult! Mulțumesc.